Pierdere însemnată în lumea medicală. Doctorul ortoped Horea Vermeșan a murit. Acesta s-a stins din viață la 78 de ani. Anunțul trist a fost făcut de către Dorel Sândesc, directorul Spitalului Județean din Timișoara. Astăzi, cel care a fost și va rămâne profesor doctor Horea Vermeșan, doctorul Dascălul, liderul omul deosebit, colegul și prietenul nostru, a părăsit lumea aceasta. Dar Horea va rămâne în amintirile și sufletele noastre și în rugăciunile pe care le vom înălța către Dumnezeu să îl primească la el și să aibă grijă de sufletul său. Condoleanțe familiei îndurerate a transmis Sandesc. Horea Vermeșan s-a născut în comuna Chevereșu Mare în anul 1945 și a fost profesor medic ortoped și traumatologie și pentru o perioadă a fost directorul Direcției de Sănătate Publică a județului Timiș. Opt ani a fost președintele Societății de Ortopedie și Traumatologie Română italo spaniolă fiind membru în peste 30 de societăți medicale din străinătate și din țară.